Incendiul la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. O să vedeți imagini în direct surprinse de cei care se află acolo în zonă. Ați văzut că arde pur și simplu un salon. Înțeleg că managerul spitalului ar spune că e vorba despre un salon gol, într-o zonă care nu ar fi foarte folosită. Se îndreaptă managerul spre spital în aceste momente. Există date cu privire la felul în care a izbucnit incendiul. Încerc să văd exact care sunt aceste informații la prima mână. Imaginile pe care le vedeți în acest moment sunt surprinse în urmă cu puțin timp. Spuneam că este spitalul pentru copii, de urgență pentru copii, Sfânta Maria din Iași. Este o parte din etajul al treilea al clădirii în Flăcări, așa cum vedeți în acele imagini. Sunt primele date existente în acest moment. Încercăm să luăm legătura cu toți cei care sunt implicați în acest eveniment absolut teribil. Din nou arde un spital, din nou arde un spital în Iași, spitalul Sfânta Maria, e un spital pentru copii, vă spuneam. Încercăm să luăm legătura și cu managerul. Din primele date ni se spune că ar fi vorba despre o zonă în care nu erau oameni. Nu-mi dau seama cum se poate întâmpla lucrul ăsta într-un astfel de spital. La etajul 3 arde cu flacără mare, arde cu o flacără deschisă. E evident că și etajul de deasupra începe să fie afectat. Este absolut necesară evacuarea tuturor celor care se află pe acel etaj, pe etajul de deasupra, așa cum vedeți. Se poate extinde în orice moment acest incendiu.